cadrul ședinței ordinare, pe luna februarie, a Consiliului Local și vă rog să-mi permiteți să dau citire proiectului de ordine de zi. Primul proiect de hotărâre, numărul 4 din 9-2-2023, privind aprobarea vânzării unor terenuri concesionate, aparținând domeniului public al Comunei Bălbura, pe care sunt edificate construcții. Inițiator primar Constant Șiotrache, proiectul numărul 2. Proiectul numărul 5, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție amplasare rezervor supraterană, apă potabilă, sat de Arumare, inițiator domnul primar. Al treilea proiect de hotărâre numărul 6 pentru îndreptarea eroare materială la articolul 1 al liniatul 1 din HCL numărul 3 din 31.1.2023 privind aprobarea bugetului local numărul Mărdura pentru anul 2023. Inițiator domnul primar. Al patrulea proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comunei Mărdura pentru ședința adunării generale a acționarilor Companiei Regionale de Apă Bacău din 27.2.2023, inițiator domnul primar. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind avizare întocmire PUS pentru construire locuință unifamilială, garaj, coișor și îngrijuire de teren extravilan Comuna Mărdura, beneficiar a rolului de inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și serviciu de încăpătoare a secției de gaz grij pentru suprafață de 85 de metri pătrați din domeniul public al Comunei Mărdura pentru lucrare extinderea rețea de sigur de gaz naturale și presiune reducă de pe strada Atinerului Mărdura. Inițiator domnul primar, al șaptelea proiect este un asemănător, deci proiect privind instituirea dreptului legal de și servitude, în care în favoarea secției de gaz grij, pentru suprafața de 34 metri pătrați, strada Sat Crihan, strada Hotarie. Deci toate astea sunt pentru extinderea gazului. Proiect de hotărâre numărul 11 din 15.2.2023 privind instituirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea secției de gaz grij, pentru suprafața de 165 metri pătrați, strada Plaiului din comun din sat Mărgura, tot inițiator domnul primar. Nouă proiect de hotărâre privind instituirea unui drept legal de uz și servitude în favoarea secției de gaz grij pentru suprafața de 342,5 metri pătrați de pe strada Polibonului. 10. Proiect de hotărâre numărul 13 pentru reorganizarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei mixte de analiză și verificare a modului de selectare a deșeurilor reciclabile, menajere și de alte categorii de către cetățenii Comunii Mărdura. Inițiatori sunt mai mulți consilieri, Băiceanu Sorina, doamna Carmen Crețu, domnul Trăistaru Vlad, domnul Niță Vasile, domnul Lucian Berușcu, domnul Mihai Brânză, domnul Adrian Marcu. Al 12-lea proiect este proiectul numărul 15, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2023, inițiator domnul primar. Al 13-lea proiect, proiect de hotărâre numărul 16, privind însușirea deciziei numărul 7, per 2 din 26.1.2023 și a raportului de follow-up a Curții de Conturi a Camerei de Conturi Bacău, inițiator domnul primar. Și mai avem două proiecte suplimentare pe ordinea de zi, am să le citesc pe acestea. Proiectul hotărâre numărul 17 din 29.2.2023 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri din drept local zona Metalbac-Cujbic, sat Mărgura, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categorie de cheltuieli finanțate la buget local pentru realizarea acestui obiectiv.
inițiator domnul primar. Și ultimul proiect de hotărâre numărul 18 din 2023 privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri imobile, construcții și teren care aparțin domeniului public al comunei Mătura, județul Bacău, inițiator primar Constantin Șoptari. Am primit rapoartele de avizare favorabile la toate cele trei comisii. Avem un cuvorum necesar, avem 6 voturi depuse, 8 fizic, deci în total suntem 14, avem cuvorumul. Cei care se știu un conflict de interese pe unul din proiectele de hotărâre de ordine de zi, știți regula, nu dezbate, nu votează, deci nu veți fi luați în calcul. Din câte știu eu, problema e doar la proiectul numărul 1, unde sunt concesiunile. Din calculele mele sunt 6 consilieri, deci, care trebuie să nu participe la dezbatere. Rămân 9. Vorul pentru adoptare este 2-3 din 9. Având toate documentele referate de aprobare, rapoartele de specialitate ale aparatului primarului, avizele consultative ale dumneavoastră, poate fi supus la vot proiectul de ordine de zi, în forma prezentată. Primarul proiectul de ordine de zi. Cine este pentru? Ok, deci avem 6 și avem două proiecte. Suplimentarea ordine de zi. Cine este pentru? Ok, mulțumesc. Se poate trece la primul. Avem și proces verbal. Avem proces verbal al ședinței din 31.1.2023. Dacă sunt ceva discuții pe baza procesului verbal, nu? Atunci votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Atunci începem. Ordinea de zi este primul punct. Avem și invitați care sunt cu siguranță interesați de primul punct. Dacă sunteți de acord că participă câțiva reprezentanți, foarte bine. Da. Foarte bine. Da. Foarte bine, da. Da. Da, așa e procedura și nu trebuie să... Deci, proiect de hotărâre numărul 4 din 9.2.2023 privind aprobarea vânzării unor terenuri concesionate aparținând domeniului privat al comunii Mătura, județul Bacău, pe care sunt edificate construcții. Ați citit proiectul, ați citit, cred că și material de anexe. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, dacă nu se dăm cuvântul invitațiilor, te înțeleg că prezența dumneavoastră astăzi este motivată de prezența pe ordine de zi a unui proiect de hotărâre privind vânzarea loturilor din satul Nou Crihan. Nuțul Cristinelu. Da, asta vreau să întreb. Mă rog. M-a interesat în primul, la ce preț s-a evaluat? Și a evaluat, la ce preț s-a evaluat? Da. Și de ce acum trebuie să-l plătim după ce am plătit o concesiune de 25 de ani? De ce nu s-a putut plăti înainte terenul? Fără a plăti cei 25 de ani de concesiune. Sau putea să ne pună o taxă, de exemplu, 10 milioane pe an, banii vechi, mă refer, sau 20, și apoi erau mai puțin. Stați un pic, vreau un pic de răspuns la întrebarea. Da, haideți să răspunde domnul. Și cine a evaluat? Haideți să ne luăm cu pași, concesiunile dumneavoastră, cred că sunt din 1997-98, deva 2000, sunt unici mai recente, da? Pentru care a fost stabilită o redevență anuală pe care dumneavoastră ați plătit-o. Da. În baza legii, așa funcționează legea. Da. În 2013 am luat o hotărâre de Consiliul Local de scoatere la vânzarea loturilor, am vândut atunci o serie de loturi la prețul stabilit atunci. Vreau să înțelegeți așa. Nici eu, nici Consiliul Local nu avem abilitatea și nu avem dreptul legal să stabilim prețul de vânzare a domeniului public al statului. Vânzarea către proprietarii de locuințe se face în baza unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat anual. Deci nu noi stabilim prețurile astea. Se face un raport foarte minuțios cu toate datele din zonă
Și reiese prețul care vă va fi acel evaluator. A știu că noi până acum am stat în mocile. Că nu am avut. Gazul avem sau nu avem. Că asfalt avem, nu avem. Canalizare nu. Acel evaluator. Știi că asta? Domnul, haideți să ne lăbărăm de stat. Deci toate lucrurile astea fac parte din grila de calcul a dumnealui. Să nu credeți că vine dumnealui cu noi pe stradă și vede, hai, parcă e bine, parcă mai sunt ceva autorități. Nu. Este o grilă foarte riguroasă în care sunt stabiliți și indicatori. În baza care ajunge la prețul de zonă, la prețul stabilit prin raportul de evaluare. Evaluarea se face pentru fiecare lot în parte. Deci, nu noi stabilim prețul. Nu noi stabilim prețul. Niciun consiliu local din țara asta și nici din Europa, probabil, sau vreun primar, are voie să emită măcar păreri sau observații vis-a-vis de prețul stabilit de un evaluator autorizat anevar. Ok. Prețul. Care este prețul? Că n-am înțeles care deci este prețul. Deci prețurile sunt de 15 euro metru pătrat. 15 euro metru pătrat. Deci vreau să știți că la banii ăștia făceam undeva acasă într-un teren. Eu nu știu ce puteați faceți dumneavoastră. Mă repet, eu nu pot decât să vă comunic care este prețul stabilit prin raportul de evaluare. În cazul ăsta, am convins să renunț la jumătate, trag cad pe jumătatea terenului și îmi iau la jumătate lor și la revedere. Da. Și trebuie să fie primărie, așa le-a pe spate să facă ce vrea cu el. Domnul, trebuie să înțelegem, mă mai repet poate o dată. Da. Nu noi stabilim prețul ăsta, rămâne ca dumneavoastră. Sunt cumpărați sau nu? Nu vă obligă nimeni să cumpărați. Da, da. Deci nu este obligatoriu ca dumneavoastră să cumpărați terenul. Puteți rămâne și formă acolo. Exact, fără probleme. În aceleași... Noi am făcut evaluările pe care le vedeți, le avem dumneavoastră pe ordinea de zi, în baza solicitării cetățenilor. Dumneavoastră și-a exprimat în mod expres dorința să cumpere terenul. Concesiunea, adică nu am stabilit noi, domnule, vrei. Am solicitat să cumpăr, dar nu știu că ajunge la 15 euro metru pătrat. Dar acum, eu credeți că eu știam la ce preț ajunge sau vreunul dintre consilieri? Asta e raportul de evaluare. Asta e prețul de zonă. Sunt terenuri care s-au vândut sub 15 euro la prețul zonei. Eu nu am ce să comentez vis-a-vis de raportul ăsta. V-am spus, nu sunt abilitat să fac lucrul ăsta și nici consiliul local. Nu știu dacă poate să evalueze un fel sau altul, spun că e mult sau puțin. Persoana autorizată stabilește cază. A ajutat fiii comune, le-a dat teren câte mii de metri pătrați. Unii există. Păi v-a ajutat în 97 și v-ați făcut casa. Păi ne-a ajutat pe banii noștri. Păi asta înseamnă că este măție, nu mai este ajutor. Domnul, nu faceți afirmații care nu se fac. Nu vă jegmănește nimeni, nu vă obligă nimeni să cumpărați. De câte ori? A patra oară, cred că spun că vânzarea se face în baza unui raport de evaluare. Nu noi stabilim prețul. Rămâne ca dumneavoastră să hotărâți. Vreți să cumpărați? Nu vreți să cumpărați. Nu este obligatoriu și nu forțăm pe nimeni. Sunt rapoarte de evaluare a celor care au făcut solicitare către primăria Mărgura să cumpere terenul. Le-a făcut evaluare, o să eliminăm și rapoarte de evaluare. Urmă ca dumneavoastră să le cumpere. Pentru cei, ascultați-mă, pentru persoane care nu au posibilități materiale să cumpere cu bani jos, bănuiesc, eu sunt, adică bănuiesc, îmi dau seama că eu sunt destul de mare. În proiectul de hotărâre, aveți, am vrea și această, prin proiectul de hotărâre, și această facilitate să-l puteți cumpăra în rate timp de 10 ani. Dar revin la aceeași idee. Doar dacă doriți. Dacă doriți să-l cumpărați bine, dacă nu, nu vă obișnuiți. Când a venit aici. Da. Adică vreau să înțelegeți clar. Știți, am venit mai multe discuții. Ca au înțeles, au purtat tot felul de discuții. Primarul Adriana, dar nu există. Nici eu, nici Consiliul Local, nu am hotărât de genul Cristi plătește 15 euro, doamna Nuțu plătește 5 euro sau mai dată 10. 5 de ani trebuia să pună atunci o taxă cât era. Dar să știți că noi ne-am spus aici și de revențele dumneavoastră. 25 de ani care am stat aici. Dar trebuie, da, au luat în cap. Am îmbătrânit aici. Nu de multe spune ce ați plătit. Eu vă zic doar și dumneavoastră la ce valoare. Păi să plătește 171 pe an. Ok. Doar concesiunea. Eu nu vorbesc de impozit care plătește orice cetățean al comunei. Dacă este proprietar pe teren, plătește impozit pe teren și pe casă. Din asta cum plătiți taxele și impozitele la noi, plătiți împreună impozitul pe casă, taxa pe teren, care este similară cu impozitul pe teren a proprietarilor, pentru că e folosința terenului, și redevența efectiv este acum în 2022 a fost
că se ia în funcție de rata inflației. Am bazat cu rata inflației. Cel mai mult a fost 181, pentru că a contat și anul în care a fost. Pentru cei care au fost în 2001, de exemplu, au făcut contractul în 2001, a fost 181 de lei pe an, redevența, iar pentru cei care au făcut din 98, a fost 171. Am făcut un total la două contracte. Sunt ședințe. Și eu am o chitanță de 300 de lei pe concesiune în 2020. Este exact ce vă spuneam. Este cu totul. Probabil aveați o instanță. Nu, sunt ambele. Am impozit clădire și concesiune pe teren 2020. Dar vedeți la restanța accesorii aveți. Nu, nu am nimic. Impozit concesiune. Scoate din sistem. O să mă uit. Scoase din sistem exact pe anul 2022. Deci undeva s-a plătit în 15 ani 2681, 2700, 2800 de lei. Vă rog, domnul procuror. În 25 de ani. Așa. Ia. Emis de autorități competente. Un pic, sigur. Da, este perfect valabil. Aici scrie. Da. Plătim 25 de ani. Așa. La cursul indexat al zilei, da, așa, în al lunii, la 26-lea, în al 26-lea an, începem să plătim impozit. Exact. Corect. Da. Dar ați avut un lucru. Deci, înțelegeți, este opțional. Dacă vreți să-l cumpărați, să-l cumpărați. Dacă nu vă obligă nimeni, nu. Asta vreau să înțelegeți. Deci nu vă obligă nimeni la nimic. Ceea ce aprobăm noi astăzi aici, pentru cei care doresc să-l cumpere și au exprimat dorința, expresul nu vreau să cumpăr tereu. Vreți să-l cumpărați, facem evaluare. Înțelegeți? Haideți că să vorbim în Europa. Ce mai pune ca luat? Dar nu noi stabilim, mă. Totul e valatul ăla stabil. E valatul stabilit. După ce este destul de riguroase. Deci nu-și permite niciun evaluator să facă niște evaluări. Să dați un exemplu care este la momentul de față de rețea în euro. De sincer, și cum ar conveni să văd oamenii mulțumiți, domnule, vă luăm oameni mai ieftin, cu 5, cu 6, cu 7, 8. Dar nu noi stabilim asta. Nu noi stabilim. Dar măcar... Da. Nemulțumirea dumneavoastră, dar din păcate nu putem lua nicio decizie asupra prețului. Măcar evaluatorul trebuie să țină cum. Dar atât, dacă vreți să cumpărați sau nu, aici rămâne la aprecierea dumneavoastră. Păi cum cu câți bani când 2013 era în jur de 100 de milioane și ne-am zis? S-a dus o discuție atunci. Și acum s-a dus la 800 de milioane în câți bani? Păi dar dacă s-a zis cu prețul de 5-6 ori în comună la modul, mă gândesc eu. Nu pot să zic. 10 ani. Da. Păi da, și eu am la fel, nu? A făcut că dacă sunt cu băi, dar nu e să raportați. Era greșit să raportați. Condiții generale acolo, dar treaba ta, tu faci pe răspunderea ta. Cetățean, poți vorbi și unul. De ce nu poți să explic? E datoria mea să-ți explic, doar atât. Treaba ta ce faci? E răspunderea ta. Vorbesc în calitate de cetățean, nu pot ca consilier local. Doar la categoria de teren. Da? Teren în pantă, teren cu... Lasă-mă să-ți explic. Eu știu, și cu după aia faci treaba ta, fiecare are buletinul. Eu știu, mai puțin... care nu-i plac, ca să mă exprim așa mai direct. De ținerul care nu-ți place. Vorbim de drumul județean, unii toate sunt de aceeași formă. Mai se baie pe strada, cred că unii, domnul Puiu Marian, unii terenuri sunt un pic accidentate. Probabil, nu pot să vă spun cu certitudine, probabil acolo vor fi corecții funcției de varietatea terenului. Dar în rest, mai mult de atâta, noi nu putem stabili, să știți. Noi nu putem stabili. Și nu putem aduce niciun alt evaluator? Nu. Vă rog. Ar trebui să-i explicați, mulți nu înțeleg cum se face valoarea, în ce constă. Adică, în funcție de reliere, în funcție de utilități în care le ai, se dă prețul ăsta, vorbiți clar ca să înțeleagă. Dar eu cred că am înțeles, este de clar. Nu știu, poate să fie cazul. Este un preț minimal pe care... Exact, ia un preț. Exact. Este un preț minimal. Deci funcții de zonă, funcții de și de așezarea până la urma comunii, a localității, de prețurile din zonă. Deci cele mai relevante sunt prețurile din zonă. Prețul din zona dumneavoastră, din Măgura, din zona 1, din zona 2, din, exact cum este
cum sunteți arondați pe funcții de taxele și impozitele pe care le plătiți la bugetul. Deci toate astea, trazii, apă, utilități, asfalt, toate. Păi închipuiți-vă, când măgura costă probabil dublu, nu știu cât costă o evaluare pentru un teren concesionat, deci nu avem. În măgura decât în satul nou Crihan. Adică toate astea contribuie la stabilirea prețului. Utilități din zonă... Pe strada principală e 40 de euro metru pătrat. Da. În metalbac 50, adică sunt niște prețuri de referință pe care e valoarea. Metalbac, s-a vândut primăria, acolo a fost primăria, fiecare a cerut cât a avut el. Se mai ține cont la notar de media prețului pe metru pătrat din contractele încheiate deja în zona respectivă. Contractele de vânzare cumpărare care s-au încheiat. Sigur. Ei țin cont. Dacă s-au vândut scump, nu. Dar nu face diferență. Nu mai face diferență de evaluare. Nu există doar o singură metodă de evaluare. Nu sunt mai multe metode. Sunt vreo 4 metode. 5 metode de evaluare. Una e prin comparație, prin prețul pieței. Mai sunt, de exemplu, metoda de comparație la prețul pieței se referă mai ales la terenuri care sunt lipsite de sarcini. Terenurile respective nu sunt lipsite de sarcini. Astea sunt concesionate și au deja o construcție pe ele. Asta e ce m-am interesat și eu, că sunt direct implicat în chestia asta. Și ce ați aflat? Ce v-a spus? Puneți voi asta dacă v-ați interesat. Nu m-am interesat efectiv că sunt mai multe metode de evaluare. Nu neapărat o singură metodă. Și încă o chestie. Terenurile astea, rezultatul, ce scoatem noi acum la vânzare, terenurile concesionate, au avut un scop. Sprijinul tinerilor, adică... Păi, scopul în sine, scopul pentru care au fost atribuit de evaluării ăsta nu prea, mă. Scopul ăsta nu mai există. Pentru construire, pentru edificare, pentru construcție. Acum dumneavoastră, în zadar mă judecați, mi-e sau... Dar nu e de judecat. Nu, 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 deci noi nu putem, vinde, este, se numește domeniul public al statului. Nu putem vinde niciodată, absolut niciodată, pentru că este în afara legii. Și asta e... Nici nu vreau să mă gândesc la ce scoate în lucru. Decât la un preț stabilit de un evaluator. În rest nu putem lua nicio decizie. Și avem cei care nu doresc să cumpere, poate să rămână foarte, foarte bine, așa, în situația în care s-au reușit. Dar măcar avem posibilitatea unui alt evaluator? Deci, dacă nu cumpărați terenul, cei care nu cumpără terenul, rămân la fel în colaborare, să zic, cu primăria. Dacă veți vrea să înstrăinați casa, da? Tot prin hotărâri din Consiliul Local va fi cesionată suprafața de teren către următorul proprietar de locuiți. Adică, cam aici e situația. La urmă, sau la ce doriți. Deci eu cumpăr terenul cu 15.000 de euro, da? Da. E bani mei. E mâncarea mea. Da, sunt sigur. După care, anual, plătesc impozit la primărie pe bani mei. Da. Dar plătești în toate următorul. Da, dar asta este ideea. Ai plătit o dată statului la construcție. Ai plătit toată prin... Doamne, citești de astea cât au plătit oamenii ăștia concesiuni. Am zis, 2800. 2800 de lei cumulat în 25 de ani. Aștia-s banii care i-ați plătit dumneavoastră, rezidență. Am văzut cu câți mulți sau puțin, i-ați plătit. I-ați plătit, adevărat, în baza unui contract pe care l-ați încheiat. Da, poți zic, a luat 15 de ani. Oricine. Oricine. Suntem tot cu contractele care fie puteți, vă 25 de ani, de exemplu. Am plăcut acolo, după 26 de ani, plătesc trec pe impozit, nu mai plătesc redevență, dar proprietatea rămâne noastră. Deci nu poate nimeni să, cum să zic eu, cel care are construit pe acel teren, nu poate să dispună cum dorește ca un proprietar ca dumneavoastră, da? Care aveți proprietate, pentru orice va trebui cerut acordul Consiliului Local care este proprietarul. Și asta s-a știut din 90. S-a știut niciodată. Da. Este legea concesiunilor care nu legea 50 din 1991, care nu s-a schimbat, articolul ăsta de atunci este, mari modificări legislative pe concesiuni. Decât termenele au fost modificate de la legislație. Dacă pot să le citesc cu singur rând dintr-un de rapoarte, scrie așa: raportul este întocmit în conformitate cu cerințele standardelor de evaluare a bunurilor ANEVAR, ediția 2022, utilizând abordările și metodologia de lucru ANEVAR. Deci puteți să vă uitați acolo, să vedeți care sunt criteriile. Și dacă ceva vi se pare anormal, puteți să contestați acest raport. Da, așa cum scrie și iarăși, tot în raport, raportul este considerat o opinie.
Da, este o opinie a unui domn. O opinie din care noi suntem. Dar nu poate să sară din cerințele acestei. Corect. Asta nu înseamnă că nu un alt evaluator nu ar putea să aibă o altă părere. Cum ați spus și voi, dacă aici există un criteriu de care nu s-o ținut cont, atunci e o problemă. Nu e liber de sarcină. Dacă în acest standard de evaluare a NEVAR există acel criteriu și nu s-o ținut cont el, atunci e o problemă. Sunt mai multe criterii. Deci, sunt mai multe criterii. Sunt mai multe metode de evaluare. Corect. Da? Dar metodele de evaluare sunt în funcție de ce bunuri se evaluează. Da, corect. Se evaluează în terenul tangențial, la un moment dat, am citit chestia asta cum se face, dar acum foarte mulți ani nu mi-aduc cu certitudine aminte tot. Dar în funcție de natura bunului și scopul lui, se alege cea mai avantajoasă metodă de comparație. Da? Avantajoasă pentru cel care urmează să cumpere. Adică nu caut o evaluare, eu știu, care să duc la mărirea prețului sau... Nu se pune problema așa atât cât domnul optat pentru metoda asta de a compara prețul din piață, mai ales în într-o zonă, cum este... Nu e neapărat obligatoriu. Doamne ferește, dar nu spuneți așa. Dar atunci dumneavoastră de unde se inspiră? Din ceruri? La cine se... Nu înțeleg. Deci metoda de comparație cu prețurile din zonă, cu prețurile din Comuna Măgura, cu prețurile din statul local, este vitală, crucială. Niciun evaluator nu face așa ceva, după părerea mea. Adică, dar care sunt criteriile după care se orientează? Este obligatoriu să ia în calcul prețurile din zonă, contractele care s-au încheiat din zona dumneavoastră în statul Nocrean, din Comuna Măgura, categorii de teren. Asta rămâne să evalueze pentru fiecare suprafață de teren în parte. Asta spuneam mai devreme, cred că înainte să ajungeți dumneavoastră. Că funcții de categoria de teren, funcții de așezare, de varietatea terenului, topografia terenului, cât este de accidentat sau nu terenul, influențează și prețul evaluării. Cam asta e. Dacă eu nu vreau să fiu, știu, să... Noi putem confrunta și cu un alt evaluator. Eu nu sunt foarte scenarita, dar dacă cineva v-a spus altceva cu gândul că... Evaluator autorizat în da, doar că tot pe noi ne costă încă 8 da. Milioane din câte știu un alt evaluator. Cred că ați greșit total. Dorința noastră este să evaluăm cât mai just aceste terenuri, pentru că nu ne dorim nici noi să avem probleme. Vă dați seama, vine curtea de conturi și începe să spunem ce baza ai făcut. Dar curtea de conturi știi că noi suntem primul cilacul, știe? Știi. Știți cum e? Exact ca la judecătorii. Dacă judecătorul s-ar încărca cu fiecare problemă a fiecăruia, cred că într-un an de zile s-ar pensiona sau ar muri. Și omul nu judecă nimeni. Și la taxi și impozite. Credeți că vine cineva și ascultă un pic și se gândește că Cristi merge prin noroaie? Nu. Cristi are plăzit 300 de lei la impozit la primăria Măgura. Cine vine de exterior nu interesează ce durere ai tu, ce supărare ai tu. Nu. Păi acel evaluator putea să meargă la fața locului? Dar categoric, la fiecare lot a fost la fața locului. Vedeți, informațiile nu știu de unde le luați. La fiecare lot a fost la fața locului, dar avem acolo raport. Eu nu am văzut niciun evaluator pe acolo pe stradă. Păi dar nu trebuia să-și pune emblema. Dacă solicitați, vin. Da, a mers cu reprezentanta primăriei, că așa este. Sigur, și cu dumneavoastră. Corect, să arătăm unde că noi suntem proprietari și noi putem evalua. Și perioada de evaluare, din ce perioada s-a estimat suma asta? Dacă noi facem evaluarea și vânzarea cu vă dați seama, să ia prețul de 10 ani sau de 5 ani, de 3 ani. Ia prețul de referință din perioada cât de cât apropiat. Dar vă spun eu, cu cumpărat o opinie, o porție mai mare de teren, s-a cumpărat cu vreo 6 euro, nu cu 5 euro. Dar sunt prețuri... De asta vă zic, sunt prețuri diferite. Poți să cerem la 50 euro. Nu putem, da în integralitate, da? Deci, om a fost pe teren, a văzut terenul, a făcut fotografii, da? La fiecare imobil în parte, pentru că el și-asumă. El răspunde pentru chestia asta și pierde dreptul de semnătură, să nu-și joacă nimeni cu... Fiecare raport are poze. Cum să zic eu, cu locul lui de muncă, doar ca să ne dea la noi, la primărie, nu știu ce raport. Eventual să lipsești. De asta încerc să le explic dumneavoastră, că nu are nimeni niciun interes să zice prețul sau să facă ceva împotriva dumneavoastră financiar gândit. Nu există așa ceva.
Trebuie să înțelegeți că evaluarea este scurtă. Aia au fost aia care au evaluat public pe 10 lei, pe 20 lei, dar și e scurtă. Nu există ceva. Noastră să judecăm ce-au făcut ceilalți. Nu mă interesează cine o evaluat până după aceea. Noi evaluăm la Măgura, este patrimoniul comunii Măgura, domeniul public al statului. Și ca atare trebuie să ca el să fie înstrăinat, dacă votăm să-l înstrăinăm, în baza unei evaluări, care spune prețul este asta. Mai mult de atât, nu avem ce face nici eu și nici oamenii care iau decizii la nivel de localitate aici. Nu mai putem solicita să vină un alt evaluator să evalueze sau cum? Pe asta rămâne bătând cu ei. O să am făcut contract, nu am mai... Dar avem și noi să avem, să aducem pe altcineva. Să fim mulțumiți și noi și dumneavoastră. Puteți să contestați raportul de evaluare. Dumneavoastră puteți să faceți solicitare să cumpărați terenul. Dar bineînțeles. Luați raportul de evaluare și contestați eventual, dacă nu vă convine. Unde la sunteți de acord? Poftiți? La vectorie? Nu, erau o uniune... La Uniunea... Era o organizație profesională. Dar standardele ANEVAR sunt standarde internaționale. Nu sunt românești, nu sunt europene. Deci la nivel internațional așa se fac evaluare. Deci eu personal deci vreau mai... să-mi aduc evaluator, să-mi evaluez și atunci când îți spun respectiv, atunci adătătesc. Codul administrativ da. Pe care noi funcționăm ca instituție publică spune că tot ce cumpărăm, apropo că am cumpărat o grămadă de teren, pe același sistem de evaluare internațional ANEVAR am făcut, am cumpărat, tot ce vindem, facem la fel. Da. Proprietarul își evaluează. Deci achizițiile care le-am făcut tot în baza unor evaluări le-am făcut. Și vânzarea tot în baza unor evaluări. Și ei sunt la rândul lor controlați de Curtea de Conturi. Deci Curtea de Conturi, prima dată când vine la în control, asta verifică prima dată. Ce am realizat de pe patrimoniul străinat, ce sume, ce am încasat, la ce preț, ce stă în spatele stabilirii prețului, ce raport de evaluare avem. Aveți impresia că raportul ăsta de evaluare nu va fi puricat la sânge de curte? Dar nu fi crescut așa, în față. Nu știu dacă e crescut. Nu pot aprecia, sincer. Nu pot aprecia dacă e crescut sau nu crescut. Este părerea dumneavoastră, puteți să aduceți un evaluator. Vi l-a puteți dumneavoastră în privat, vă faceți dumneavoastră raportul de evaluare care nu are, nu poate fi luat în calcul la vânzarea terenului către primăria Măgurii. Dar puteți să vă faceți o opinie, să vedeți. Puteți să vă faceți o opinie, nu vă împinge. Nu poate să facă o evaluare. Poate să facă, să la expertiza extrajudiciară care poate da. Sau nu luată în față. Nu. Nu, nu vorbim, nu vorbim, nu vorbim alea, sunt pentru plăci. Să scrie ipotecă la tabulare de ragunte, iată. Că dobândă fixă... Doar să notează în cartea funcțională. Nu, se calculează anual. Se calculează anual. În sarcina asta, cu dobândă voastră aveți în rapid. Care o folosesc la plăci. Nu e, e dobândă de referințe, e tot alarma. Aia e care se joacă la plăci cu creditele noastre, aia e altă dobândă. Deci câștigă băncile. Acolo câștigă băncile. Deci dobânda e cu dar eu zic că o facilitate bună. Dacă faceți un calcul, dobânda băncii la anumite referință. 15.000 de euro să-i plătiți și nu sunt un fond. Mai puțin de 15.000 de euro. Și cum? Ca să vă iei de 15.000 de euro. Vreți până 9.000 de euro. Și dacă ați făcut 15.000 de euro, nu ați făcut. Și diferența să vă iei de curs de zi. Deci la data 10 ianuarie 2023 s-a scris o dobândă de 7%.
7% dobânda de referință pe an. 7% pe an. Da. Ea s-a mărit de la 6,75 la 7, pe 11 ianuarie 2020. Nu, ați zis clar că din bază. Eu mă bucur că ați venit. Sincer, mă bucur că ați venit, că poate v-ați lămurit. Și ați înțeles că, de fapt, nu este dorința noastră expresă să vin din terenul la un preț care dumneavoastră, într-adevăr, nu vă convine, pentru că nu aveți posibilitate. Dar nu este așa. Deci nu mai în baza rapoartelor de evaluare. Dacă așa este prețul, așa trebuie să le vine. Unica voia să se optați, doriți să-l cumpărați. Nu doriți să-l cumpărați preț rămâne așa, doriți să-l luați în rat. Și părerea mea că pe viitor prețurile vor crește, adică șanse să mai scadă rău, nu există, n-am auzit până în prezent să... Lucian Gărușcă, da, 16 euro primit. Așa, Lucian, ia spune, stai. Acum aștept să-mi zic așa. Dar îmi zic eu. Da, au trecut câțiva ani. Au trecut câțiva ani, da. 2008. Da, și acum aștept. Da, terenul ăla nu a fost... Terenul au terenul ăla nu a fost concesionat. A fost privat. Da. 5 euro. Dar sunt luat din calcul. Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Sunt fâșii de teren de 5 metri, 6 metri, care nu au împărțit. Să nu aveți de teren care au lățimi, au împărțit dragulat. Dar e făcut în media, stați liniștiți. Nu e luat așa. E făcut o medie între prețul cel mai mic, prețul cel mai mare. Fără 30 de euro, nu. Nu. Unde? Privatul, fără 35 de euro. Unde? La fabric? Da. Nu la fabric. Nu la fabric. La voi. Acum, la fabric. Vă spune, nu știu, mi-a fost 27 sau 30 de euro. Nu știu, mă, cine vine? La 5 euro. Știu cine vine cu 10 euro. Da, cum să nu? Ce 30 de euro? Da, dar poate suprafeții mari. Nu se mai construiește acum, domnul... Sau extravilan. Sau extravilan, sau asta. Dar de unde să vin 30 de euro? Și asta nu... Cu 10 euro îți vinde omul? Doamne, dar titlul ăla direct între cum 30 de euro? Dar ce e mor? Dar ce e mor? Aici de sus? Cu astea să vină. Cu astea parcă agenții imobile. Dar nu dați bun, dar nu-i 30 de euro. Domnul ăla, dar nu-i 30 de euro în carte. Nu, că eu chiar nu știu, nu fac... Nici o mare de piață, să văd prețul. Da, am întrebat pe ce ați știut cu cumpărat acolo. Da. Firma care face evaluare, firma de referință, oamenii serioși. Domnul care a făcut evaluarea trebuia să iei raportul de anul sau de acolo 2 ani. Trebuia să iei la jumătatea anilor cât a făcut concesiunea. Ia pădurea, ia după un... Ce are standarde pe care trebuie să le respecte. Ce are standarde, nu faci cum. Știu, standarde, da. Pe care se ia. Eu știu cum să vândă de vândut până acolo. Poate să vândă și cu 5, dar poate majoritatea au vândut cu 20. Nu știu, zic. Exact. Ia prețul de referință și din zonă ca zonă limitrofă a municipiului Bacău. Adică poate fi influențiată. Așezarea, suprafața. Nu putem face nimic. Exact. Adică rămâne opțiunea curată. Ăsta e prețul. Să vinde, să vinde, nu se vinde, nu se vinde. Puteți să rămâne să-și place acolo. Nu vă tulbură nimeni proprietatea asupra locuinței și nici la terenul. Cred că sunteți bine cu mine în lămurit. Adică nu este, mă repet, poate, nu este o doleanță a noastră sau o moftă a noastră, nu le vrem 15 euro de oameni ăștia și basta, atâta vrem. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Sigur, luați în calcul că este domeniul public al statului și se vinde în baza legii, exact cum scrie la carte, așa trebuie vândut. Cu raport de evaluare și cu tot ce trebuie în spate. Dacă așa e stabilit prețul, nu putem face decât să vinem la prețul ăsta. Singura înrestire pe care am acordat-o noi, am găsit de cuvință să facem lucrul ăsta. Înțelegeți că nu aveți posibilități să-l puteți cumpăra în rate în timp de 10 ani. Și eu cred că e destul de convenabil așa. O rată lunară, plătiți lunar sau eu știu cum stabilim prin procesul verbal de negociere și vă țineți de ratele respective. Părerea mea că e bine să cumpărați. Nu ești stăpân, proprietatea ta. Rămâne la copii. Deci așa varianta asta. Nu e o problemă foarte mare. Doar că de fiecare dată, când vreți să construiți sau vreți să înstrăinați bunul pe care l-ați construit, și vreți să mergeți la construit local, hotărâri de consiliu pentru cesiune și toate. Da. Dacă nu mai sunt alte întrebări din partea dumneavoastră, dacă nu sunt întrebări. Spuneți, dacă... Nu are o chipanță, într-adevăr, are doar să concesiune 3.000.
300 de euro, 18 de euro, 300 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 de euro, 300
taxe și impozite. Doamna Vasiloie, merge la taxe și impozite. Da. Acum am... Da. Poți să vină să vedem care e... O scos din sistem. Mai discutăm sau să dacă mai aveți dumneavoastră întrebări, dacă mai sunt alte lucruri din omului din zavie de proiecte astea deci care partea din partea dumneavoastră, da. Da, dacă să mai solicită, să mai vin un alt evaluator, da. Să mai facă încă o dată. Dacă doriți să vă faceți dumneavoastră evaluări, da, mai puteți face un calcul degeaba, nu? Da. V-am spus, ar putea, după opinia mea, nu garantez că... Poți să faceți exact cum se fac expertizele extrajudiciare. Dar gândiți-vă că este tot evaluator anual. Și trebuie să respecte aceleași standarde. Și o faceți dumneavoastră, noi nu mai putem face, că facem încă o cheltuială pe evaluare. Pentru că nu putem justifica în față, la noi orice bănuț trebuie justificat de ce l-ai făcut în fața curții de conturi. Și dacă l-ai consideră că l-ai făcut nejustificat, ne punem să-l dăm noi. Da. Cam asta e. Așa stăm cu prețurile, rămâne ca dumneavoastră să luați o decizie. Dacă vreți, cumpărați bine, dacă nu rămâneți în situația actuală, nu vă tulburi nimeni, niciun fel de problemă, vă plătiți impozitele și taxele ca orice cetățean, orice cetățean al comunii Măgura. Și cam asta e. Alte decizii nu putem lua. Noi trebuie să ghidăm clar pe rapoarte de evaluare care sunt omite temenii, funcții de criterii și care nu le stabilim noi, așa cum spunea doamna secretară, stabilită la nivel internațional. Cam așa se judecă pe situație, să știți, domnul. Dacă zona se dezvoltă, o să fie asfalt, o să fie de... Dacă zona se dezvoltă, prețul și mai mare. Deci, acum vine asfaltul bibișului, dacă facem o evaluare, e siguranță că o să nu și ăla la mărirea prețului. Toate astea. Da, toate lucrurile astea o duc la... Aveți contract de apă, aveți contract de energie. Contract de gaz, contract de aia, toate astea sunt, sunt adunate la baza de date. Și în funcție de toate utilitățile din zonă, se ia decizia asupra prețului. Are cineva contract în bancă, de aici, în sală? Acum am amintit. Contract? Da. Pentru casă, pentru teren? Prima casă. Prima casă, eu. Prima casă credit. Cu... Credit. Credit, da. Credit. Da. Pentru teren credit. Și casă. Ipotecară. Da. Da. Ipotecar sau prima. Da, cum vine banca, ce evaluează? Corect, da. Da. Ce evaluarea da. Zonei? Evaluarea zonei și a terenului în funcție da. De utilități. Nu evaluați dumneavoastră. Mă e evaluat la o rudă de-a mea în Crihan, are 5.000 de metri teren și o evaluat la casa la 200 milioane, 20.000 de lei. Și terenul... Dar nu vorbesc de casă, vorbesc de teren. Casa și-o face omul cum vrea el. Da, nu ne vorbim de teren acum, nu? O evaluat tot. Și casa și terenul, la 20.000 de lei. Vă spun ceva, casa dacă este din chirpici are o valoare, da, cu anumită vechime și dacă este din cărămidă și o anumită... Și vechime, de exemplu, dacă e... Terenul nu se învechește. E trecută la rol la primărie de 80-90 de ani, vă dați seama ce, ce preț. Pe o lei exact. Poate fi... În casă în Crihan, 85.000 de euro. Cu cât teren? 1.000 de metri. Unde? În casă în Crihan. Acum, dar e o vin. 85.000 de euro, cu teren de 1.000 de metri. Casa considerată da, da. 5 ani. Să iau în calcul inclusiv, inclusiv publicitatea se ia în calcul, publicitatea imobiliară. Și astea se iau în calcul. Da, da. Prețul de granotar. Da. Atunci când dezbat prețul de granotar de la agenții, de pe situație se iau să culeg tot felul de informații. Agenția, cu agenția dai terenul cu 10 euro și ați-l până 30. Nu spuneți de agenții. Da. Agenția. Am ce să faci. Cam așa stăm. Vă gândiți bine. Părerea dacă e bine să cumpărați. În viitor nu știți să te vorbim. Vă gândiți că nu scad prețul. Asta e sigur pentru toată lumea, numai pentru toată lumea. Poate cumpărăm, dar ce cumpărăm? Da. Asta e. Ce să faci? Cumpărați, Radii. 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 Radii.
Dacă era cu 4-5.000 de euro, cumpăram și eu și în rate, dar 15.000 de euro... Din păcate, așa mai e și prețul. Dacă poate și 5.000 de euro, era 5.000 de euro. Era cumpăram toți din cartele. Eu o parte de la eu mai crească să duc la 20.000. Să mă duci în cap. 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 Să mă duci în dacă terenul nu este aceeași funcție din carte, e momentul în care are acest proiect, înseamnă că nu e o singură concesiune, sunt sigurată. Dar și pe celălalt? Uite, să-ți faci o idee rata mea. Da. 2033 de lei, din care dobânda e 1600 de lei. Uite, uite, dobândă 1600 de lei. Rata efectiv e 353 de lei. Mergem în continuare, da? Deci dacă nu mai sunt discuții, îi supunem la vot primul proiect. Da? Cine este pentru? Costelu. Deci 1, 2, 3, 4. Cu cine? Eu n-am tine concesiune. Da, așa e cu concesiune. Aici cu concesiune. Sus. Deci 4 prezent plus online sunt 5. 5. Deci avem 9 trei cu proiectul de hotărâre. Explicații la oameni care mai apelează la băieți. Așa funcționează. Ca să știe. Mare majoritate dintre idei, domnule, dar ăștia... Domnul Costel, dacă... Deci și la notar există o valoare... Știu, doamna, Sonia, știu. Știu. Dar ei au fost stabilite. Oamenii au fost cu gândirea când s-au cuvântat cu câțiva ani de zile, cu 3.000 de euro. Oamenii erau de acord cu suma asta. Dacă am auzit de 15.000 de euro, mă vreau, dar ce cum fac, îl cumpărăm la privat și asta? Și o prostul ăla, că vă dați seama că sunt multe persoane care n-au să faci un bănuț. Deci are după 15 de ani, va fi proprietar. Da, da. Puteam contrast cu ei? Nu scrie. Nu zic să trecem la altele acum, că am multe proiecte și sunt importante. Și o singură privatare, dacă îmi permiteți, ca să mă spărăm. Este, am vorbit cu evaluatorul, problema care e ridicat-o, da? Se ia în calcul problema dacă terenul este în pantă, care o parte nu poate fi utilizată, da? Da. Sunt terenuri așa, care într-adevăr, știți care este problema? Marea majoritate nu și-au delimitat sau nu au făcut documentație cadastrală unde să-i spună cadastristului, pentru că fiecare are bucățica lui de profesie și trebuie să-și o facă. Dom'le, asta e curtea mea, dintr-o milimetri pătrați. Pe ăsta pun păpușori, adică e arabil. Grădina. Și ăsta plus costul. Și ăsta, ăsta este râpul, eu nu pot să fac nimic pe el, nici măcar o floare nu pot să pun, da? Și se pune. Curs construcții, se pune arabil, se pune neproductiv. Da? Da. Da. Și în momentul ăla, toate au alte prețuri, alte impozite. Dar omul nu vrea decât, da, păi, pun tot curs construcții, că folosește cândva. Pentru că așa se joacă lumea, știi? Când am făcut autorizația de construire, vreau pentru toată suprafața. Noi când trebuie să plătesc impozit la curs construcții, păi nu mai vreau. Da. Da. Ok. Da. Trecem la proiectul numărul, al doilea proiect din ANZ, proiectul numărul 5 din 10-a 2-a 2023, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, amplasare, rezervor, suprateran, apă potabilă, stat de alu mare, cum la mai vreo de spate. Dacă aveți... Vorba de rezervor din dealu mare. Avem documentația proiectului finanțat și achiziție tot ce ține de scoaterea la licitație, de încredințarea către un constructor să demareze lucrurile de acolo. Dar pentru asta e nevoie să aprobați. E o întrebare.
și eu cred. Vreau, dacă puteți să ne explicați un pic, că nu înțeleg la diferența dintre C plus M și total, mărișoară, aproape dublu. Sunt alte lucrări care nu sunt eligibile, care nu intră în... Da? Nu știu. Dar sunt pe bugetul local. N-am ce să mă rămâne simplu. Sunt pe bugetul local. Că-i C plus M la drumul pe Cușbic, unde diferența e de vreo 10%. Depinde de categoria de lucrări, exact. Nu mi-e clar și de-aia aș vrea, dacă da, puteți. Dacă îmi permiteți, domnul... Da, vă rog. Tot asta era și observația mea. Okay. Deci pe construcții montaj avem... Vorbim de prețul fără TVA, da? Pe construcții montaj avem 215.886. Și pe total general, deci aproape dublu, se mai adaugă 90 ceva de mii, 182 pentru alte proiectare. Da, am văzut proiectarea, da. Proiectare, studiu, avizit, tot ce... Da, știți ce înseamnă asta, domn primar, știți ce înseamnă asta? 93%, 98% din valoarea C plus M. Ceea ce am lucrat 27 de ani în proiectare, dar n-am auzit așa ceva. În general... Nu sunt proiectant, să știți, nu mă pricep... Dar uitați-vă la drumul bisericii. Deci, în dariu de la drumul bisericii, este C plus M 5.100.000 și restul, cum este și aici, înseamnă așa. 17% 880. Deci la 17%, hai 25%, cam așa se merge. Până la 98% este un preț extraordinar. Din cât îmi dau eu seama, cred că undeva la 200 de mii de lei costă doar bazinul, propriu zis. Adică ăla este inclus în C plus M. Ăla nu discută de el. Auziți? După aia lucrări cu betoane, cu fier, nu discutăm cu toate astea. Dar din care ce-am zis? Uitați, deci C plus M include bazin, betoane, mufi, pompe, tot ce înseamnă. C plus M înseamnă 215.886. Iar diferența până la 410.000, care înseamnă aproape dublu, înseamnă diversi taxi, cote aferente, scir, proiectare, studii de fezabilitate, studii geo și nu știu ce. Toate trebuie făcute, dar nu la prețurile astea, doamne. Dar care prețuri, doamne? Spuneți-mi care sunt prețurile alea mari. Eu v-am spus toate astea. De ce l-a dat ales 17%? Vedeți ceva ieșit din comun aici? Da, dacă vorbim de drumuri, păi sunt alte categorii de lucrări probabil acolo. Păi cum? Dar eu vă arăt că și acolo e dirigenție de șantier. Și acolo este, deci, tot. Să respect aceiași pași. Și acolo, pentru că sunt niște cote și niște costuri care trebuie făcute. Da, corect. Și acolo trebuie, și aici trebuie. Proiect tehnic, că... 32.000 de lei. Și acolo cât e proiectul tehnic la cealaltă? Am la fel ca sumă. Adică și mi se pare că investiția nu, dacă de 2 km de... La PTH și pentru că nu era discutat PTH în varianta Daliului la Angel Sanini, e vreo 86.000 de lei proiectul tehnic, cred, nu? O să facem o precizare? Asta e încredințare directă? Haideți să luăm cu bucățică. Studiem bucată cu bucată, ca să nu lămurim. Deci, C plus M da. Înseamnă categoria la care se plătesc anumite taxe. De asta scrie ce jos C plus M. De exemplu, plătești noi taxele la ISC le plătim la C plus M. Exact. Cred că mai important ar trebui să vă dați dumneavoastră la capitolul 4, cheltuieli pentru investiția de bază. Și acolo se face celelalte raportări. Deci nu vorbesc de altceva. Încă o dată, mă repet. C plus M se pune jos, pentru că acolo plătim niște taxe la stat, la instituțiile statului. Și prins capitolul 4. Nu cred. Este 4.1 și 4.2. Da. Păi și restul? Păi avem 4, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 3. Păi nu plătesc taxe la stat, la ISC, pentru utilaj. Adică pentru, efectiv, rezervorul este acolo, care e aproape 2 miliarde. Deci aici e diferența. Valoarea lucrării, da. Asta e, vreau un lămuriric. Deci asta vreau să vă zic,
După alea 2 miliarde, vine proiectare, vin studii, vin... Verificați total capitolul 4. Atât uitați. 4.3 este într-adevăr utilaje, echipamente, dar nu, nu scrie expres. Nu, scrie. Așa e. Nu scrie, scrie doar utilaje, echipamente, da. Tehnologie și funcționarea care necesită montaj. Și avem într-adevăr 176.000, o sumă mare. Nu. Uitați-vă la capitolul 4 total. Total capitolul 4. Care e investiția de bază? Mm-hmm. Cum se cheamă capitolul 4? Cheltuie pentru investiția de bază. 343.636. Da. Fără TVA. Da. Fără TVA. Și cu TVA doar mai este 8.000. Și scadeți din 410 care este total general fără TVA. Și cât rămâne? Da. Pentru că noi, nu, noi taxa la ISC o plătim, nu poți să plătesc la rezervor taxa la ISC, care nu e așa el. 0,5% plus 0,1% care trebuie să-l dăm noi, noi statul dăm tot la stat. Da, curmea, culmilor, că bazinul e esența proiectului. Da, și 2 miliarde. Nu, nu, da. Nu, nu doar bazinul. Este fundația plus vanele alea. Sunt două pe mine, v-am dat plancea, știu, nu? Împrăzbuirea, branșamente, însatură. Dacă luați așa cu bucata, vedeți că iese la... De obicei, când verificăm o investiție, verificăm capitolul 4. Doamna secretară, merită să-i dați o prăjitură când eu nu mi se pare că prea mult am fost mai mult decât Discuții, eram lămurit într-un fel, doamne, dar eu am rămas cu referința pe bazinul. Eu chiar bazinul eram. 2 miliarde. Fără celelalte accesorii și lucrări, nu are cum să fiți. Adică betonul, da, armăciunile, toate, toate astea, toate țeavă, mufările alea toate, ce ține acolo, căminile și cu împrejmuire și cu branșament. Nu are cum să poți câteva parare. Adică chiar... Plus proiectare, plus studii de teren, da, plus da, toate astea? Cel puțin pe mine, nu știu, la Vlad, dar pe mine m-a dus în eroare acel ce plus ce eu. Construcții și montaj. Construcții și montaj este, da. Aia e partea palpabilă. Nu se poate, nu se poate. 98% din aia se poate. Dacă nu mai sunt alte observații sau discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Da? Abțineri, împotrivă, nu. Deci avem... Este o abțină. Cine? Domnul cameraman. Vreau să înțeleg așa, că trag de banii ăștia cât pot. La unghii. Nu există... Ca în orice meserie, ca în orice, în orice situație, sunt care vreau de picioare prin noi. Da? Am învățat-o timp să-i dibuim și lăsăm să alergi în continuare picioare prin noi. Deci la sânge, credeți-mă, nu sunt cheltuieli, dacă luați bucată cu bucată în derizor, nu sunt cheltuieli. Veți constata că sunt toate persoanele. Așa, care este începutul și eu, sincer, nu mă pricep, își luau un băiețean, îmi spunea, zic, mă, mai cum mă uitați, vedeți suminarea? Da. Dar bazinul în sine costă 2 miliarde și restul de cheltuieli. E venitul lămurit. Da, corect. Ca să nu rămâne cel mai lămurit, că după aia mai rău. Exact, da. Trecem la proiectul numărul 3, da? Proiect de hotărâre numărul 6 pentru îndreptare eroare materială la articolul 1 aliniatul 1 din HCL numărul 3 din 2023 privind aprobarea bugetului local al Comunii Mătura. Deci, în mod eronat, s-a trecut în proiectul de hotărâre A cu B, nu a dat cât trebuia să de ea. Acolo jos. Da. Cele două sume, n-am știut nicio da. Să verific. Cele două sunt ca și trebuie să iasă aici. Da, ar fi trebuit să fie corect și să fie corect. A fost o scăpare din partea doamnei contabil. Și trebuie să o corectăm ca să se ia... Discuții, probleme, votăm. Cine este pentru? Poate să se ședință trecută. Da, da. Da. Proiect de hotărâre numărul 7 din 15.02.2023 privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comunii Mărgura, județul Bacău, pentru adunarea generală a acționarilor RAB Bacău din 27.02. Da? Nu, nu, nu. Probleme, discuții? Nu. Supunem la vot, nu la vot. Este pentru?
Abținere împotrivă? Nu. Al cincilea proiect, aici urmează 5 proiecte. Puzul, da. Proiect de hotărâri privind avizarea întocmirii puz. Locuința unui familial, Aron Emilia. Dacă sunteți, aveți probleme, discuții, cine este pentru? Abținere împotrivă? Nu. Deci, acum urmează 5 proiecte la rând, privind instituirea dreptului legal de uz și servitute în favoarea pentru diverse mici suprafețe în vederea... Avem pistrada plaiului, atelierului, poligonului și hotarului. Poligonului, da, este în plaiului, hotarului, atelierului, poligonului, da. Eu propun să le... Care e prima stradă? Prima este strada atelierului. Atelierului. Cine este pentru? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu. Trecem la strada hotarului. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu. Strada plaiului. Abțineri? Împotrivă? Nu. Și strada poligonului. Abținere împotrivă? Nu. Okay. Proiectul de hotărâre numărul 13 pentru reorganizarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazul de violență domestică. Sunt discuții? Eu am o întrebare. Mă rog. Ca de obicei, nu știu. Echipa mobilă. Face parte și domnul Pintilii din echipa asta. Face. Conform și studiilor medicale care are vertij și nu are voie să facă teren, are voie să facă? Face. Îi dați... Este o echipă mobilă din care fac parte reprezentanți de la diverse instituții din comună. Am văzut. Și medici, deci, trebuie să fie din fiecare dată. Exact. Trebuie să fie polițist local. Păi, așa pe de... Trebuie să puneți un polițist local care să facă treaba. Am înțeles ce spuneți. Eu atâta spun. Deci... Are și părți imobile. Înseamnă că o să putem, dacă dumneavoastră este apt să facă parte din așa, o să putem să punem și în altă parte, nu? Cu siguranță. Corect. Așa și bine. Mulțumesc mult. Deci chiar îmi doresc să-l punem și în altă parte. Chiar azi îl punem. Mulțumesc frumos. Să-l ducem la control. Păi să vedem poate și ori veni cu vertijul. Nu cred. Acum, la următorul proiect, nu? Nu, doar să casa pe... Acolo. Pe DN11. Pe DN11. Era să facă accident din calda lui. Nu știu să dirigezi circulația cu trei. Avea vertej atunci. Atunci cred că avea vertej. Da. Stătea lângă mașina de pompieri și își făcea semn să treci. Am văzut că sunteți vreodată. Avem proiectul 11 acum, 11, da? Privind constituirea comisiei mixte de analiză și verificare a modului de selectare a deșeurilor reciclabile, menajere și alte categorii. Inițiator mai mulți consilieri. Sunt mai mulți consilieri inițiatori. Zic că doamna Berceanu are doamna Berceanu. Sau e de așa prins? Cum, e prins? E prins? Ce amendament? Domnul Polițist Local, domnul Scastă. Deci, eu, pe mine mă puneți... Pun exact la comisarul la
Deci echipa dumneavoastră îl pune pe domnul Pintilie. Puneți până în martie. Deci să martie doi consilieri, în aprilie doi consilieri, în august un consilier, în septembrie un consilier, în octombrie un consilier. M-am gândit fiind să fie totuși număr impar și am ales 2 cu 1, 2 da, cu 1 invers. Deci eu las martie, deci eu am fi mai bine. Doamna Băiceanu, am mai mers cu în martie. Da. V-ați gândit că mai făcut echipă. Că v-ați echipă, nu? Nu, toată luna, dar numai joia când e menajer. Numai joia, dimineața când e menajer. Când puteți, când... Bun. Deci pentru martie, aprilie, doi consilieri. Eu sunt mai. Sau, de exemplu, dacă nu poate să vină doamna. Ei, mai zic că nu poate să vină doamna. Dacă nu poate să vină doamna, mă duc eu în octombrie, zic că vreau octombrie. Atunci, ar fi loc, noi vorbim la telefon, vin eu. Deci, nu puteți să fie cineva în joc. Comunicați între noi. Comunicăm între noi. Da, mai sunt de la mâine. Dar n-am mai. August, da. În august nu am fost. Am plecat în concediu. Octombrie. Mai trebuie cineva în aprilie. Nu. 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 Așa, și deci în mai avut sau joia, la menajeră. Doar la menajeră. Și fiecare joia cu mașină. Dar tot fii numai 30. Să luăm cu mașină, să luăm cu mașină. Cu așa cum voi, la graniță, la pola capitală. O mie, trebuie să fii două reciclabile. Trebuie să fie goală. Pentru că frumos, pentru că e goală. Cum l-am urmărit de pe domnul cartierul ce vrea atunci. Aici... Pe cum, în mai, în mai nu? Îmi trebuie... Nu, s-a luat cu alunile... Am luat cu curățenii, și luna de vară când vine... Luna de vară, prin cei care zic că nu vine niciodată și nu stau în august. Știți că Marea Vili... Foarte important, August. Curățenii, am zis să așa. August este important că vin cei care sunt plecați și toamna iarăși important să faci curățenia. Eu am bilete doveditoare, nu pot să... Da. Cine vrea în august? Opțional. Haideți, toți. Puteți contract. Da? Deci doamna în octombrie. Bun, la fiecare echipă trebuie și reprezentanții primării, nu? Așa, de voi, depinde cum considerarea avea. Vă spun domnul. Noi, dar suntem așa puțin pentru părinții, 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 da, dar mai sunt cadere 10 parte. Mai facem roșca, da. Păi septembrie, hai. Nu știu, domnul Vici, trebuie să fim fiecare. Facem 200. Domnul Vici, nu ai 200. Are sacină de serică. Are sacină de serică. Păi nu e în 10. Facem în septembrie. În septembrie nu mai. Punem în septembrie 2? Da. Părintea mea, că dacă vă țineți efectiv de situația asta, e disciplină. Așa este. E vorba și de banii. Banii... Dar asta e și interesul nostru. Știi că sunt urmăriți și nu ce spune. Martie, Domnul Gureanu, da, de acasă, online. Îl dăm și în aprilie, după aia în august. Împrenatat. Bunica Alexandrescu Ion,
Am fost la obiect, am fost la dispensar, am trebuit. Era ceva dispensar să până a trebuit. Dar nu e când? În septembrie. Am fost la dispensar. Da, o să plec, cred că august sau septembrie. Băgați vă câteva joi, una după alta, de care bună. Comunică între noi, din grup. După aia faci o pauză și vin copii. Mai ține, mai nu o să mai știi. Să știi că știți cum e copilul acasă. De fie că nu știu cum vine mama la televizor, cum o controlezi. Sau cu minte. O să-ți facă treaba la Aici eu am o solicitare, domnul primar, și chiar și o sugestie, dar în primul meu solicitare, ne trebuie o listă. Nu, că e greu de așa, să ne dați o listă pe străzi și cu numărul de imobil. Și cine e proprietar? Nu ne interesează numele proprietar. Numai strada și numărul. Strada și numărul, un tabel și pe facturator. Pe străzi. Numărul ce așa e strada. Da, nu. Deci la numărul 5. Corect. Și atunci trebuie să mai știi cine este la noi. Se poate folosi pentru tot anul. Da. Da. Trebuie acest control. O să vedem și ce se aruncă, adică nu am venit la da, de asta mergem și se aruncă, ca asta primăvara, asta mergem pe da, fruzii cu... Păi asta e marea problemă. Facem noi selecția, asta ei, asta nu ei, nu încarci. Și se face un arbitru. Putem să punem într-o coloană observații, că acolo o să scoși altceva. Da, să punem observații, da. Sunt alții care mai... Acum, dacă se reglementează treaba asta cu s-a mărit perioada de ridicare deșeurilor, asta, eu zic că nu o să mai fie chiar așa probleme cu cantitatea de deșeuri menajere. Nu cred că o să mai fie. Nu cred. Nu cred, pentru că eu mă uit ce se adună cel mai mult. Deci, la deșeurile menajerii, undeva, nici un sfert din tomberon. Și restul, astea, deșeuri plastice, care să Dumnezeu, îmi trebuie două. Lumea nu trebuie să îmi două. Exact, îmi trebuie două. Dar eu zic... Și pentru noi este un stres și nemțul pot. Toți au exact. Exact. Adică ei nu sunt stresați. Sau sunt prea stresați. Sau sunt prea stresați. Știți în Germania, de când l-au stat în Germania, 25 de feni și bidonul. Să l-au oprit la casă, te duci cu bidonul la casă. Dacă găsești un... Dar și la spiegă de copii. Deci când am ajuns să în Germania, făceam. Mi-i tare nu făceam. Nu s-a promovat.
Mi-a lăsat bilet, ultima oară, mi-a lăsat gunoiul, nu l-a ridicat, o să-l dau oară în comendă. Nu, dar nu comendă. La menajer. O făcut ce vrem și noi să facem la gura. Cineva a făcut, nu mi-a spus menajer. Eu dată de luni am spus. Și iar mi-a spus la unul jumătate menajer. Eu zic că o să avem ne distrăm, că o să avem lucruri descrise în tabelul ăla. O să avem. Mai da. Mult și dar ce postez pe Facebook, ai fost, am observat, da. Nu putem să facem niște plante eventual, să îi îndrumăm, cum să reciclezi, cum să faci. Exact. Dar putem face și le distribuim. Putem face și spunarea care le-a mai primit la SOMA, să le distribuim. Facem la concertă, tot așa. Apropo, dimineața și ceartă să știm. Fii responsabil. Da, să vedeți că nu știu. Următorul proiect de hotărâre 15 privind aprobarea planului de acțiuni din lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit garantat. Număr de 1. Da. Număr de 1. Asta vrea să trebuie. Da, sărac. Moi sau da, mă, eternă. Eternă. Care, cred că dacă l-aș suna, ar veni și mâine. Atât de domnic să vină, să facă ceva, să nu-și dai, e bolă. Ultimul proiect de pe dinainte de suplimentare este privind însușirea decizii 7-6 și a raportului de follow-up al curții de cont. Care sunt cont? Discuții. Câțiva lei mai rămas acum de recuperare, deci am văzut. Puțin, puțin. Și s-a făcut o prelungire, am înțeles. Da, până mai. O prelungire și mai recuperăm aici. Da, sume mici. Da, rămas puțin, puțin. Ne-am apropiat bine de... Probleme. De adevăr, să zic așa. Până la vot, cine este pentru? Așa, și avem genul suplimentări, da? Avem aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatori economici a divizului general pentru modernizare drumului de interes local, Metalbac Cujbic, mult așteptat. Da. Dacă sunt întrebări, probleme... Foarte așteptat, am reușit să-l finalizăm. Doamne cu tot cu avizii. Mai avem un singur aviz care cred că are să apară mâine de la drumul național, de la CNAD și suntem... Ce urmează? Zic, urmează încărcarea pe platforma lor și semnarea contractului. Nu știu dacă urmă ceri clarificări, mai cer ceva clarificări, dacă mai sunt de lămuri, dacă mai e ceva ce n-am reușit noi să... Licitația o facem noi. Doamne ajută, eu sper că să meargă repede și evaluarea și să ajungem la semnarea contractului. Contestații, desigur. Da, pe astăzi nu apar teama. Da, nu, mai să știți că nu. Sunt în față acum, nu mai no. Au de lucru, cei care lucrează au de lucru. Da. Exact, cei care se ocupau cu contestații se ocupă în continuare. Dar nu mai au de lucru și nu mai da. Nu, n-am mai avut situații și nici n-am mai auzit să mai ocupi cineva cu contestații. Înainte era o adevărată problemă, o povară de aia. Dura ani de zile, dura acum anul și să sperăm că nu vom mai avea niciune probleme genul ăsta. Ne-am mișcat cât drept de am putut, știți prin ce am trecut, da, mai cu suprapuneri, cu toate... Ultima s-a rezolvat. Cu tot ce am întâmplat acum, le-am scos la liman, acum avem proiectul Daliu încheiat, urmează să depunem și sperăm ca în cel mai scurt timp să ne chemi și la semnat contract. Da, e bine. Supunem la vot. Este pentru... La cât mai multe proiecte pentru comun. Să dea Dumnezeu cu tot.
un proiect, însușirea și confirmarea identității unor bunuri imobile, construcții și teren, care aparțin domeniului public al Comunii Mândură de Zbacă. Știți despre ce e vorba? E vorba de școală, de ajutare. De școala 2, de școala 2, nu este intabulat. Școala 2, da. Nu am mai primit niciun răspuns de la Muda dumneavoastră, nu știu. Nu a terminat. Tot se joacă. Când o să termină, sunt comunic. Sunt litigi, nu? Da, intabulat școala 2. Începem să depunem tot pe PNRR, reabilitare, consolidare seismică, că se pune mare accent acum pe consolidare seismică, de exemplu, cu trenul ăsta în Turcia și mai nou în Teleorman. Dar e bine să fim pregătiți, da, să avem documentele puse în ordine. Când se deschide, când se dă drumul la depunere, să fim printre primii acolo. Acolo este loc de ordine de sport? Nu. Nu, a fost discuția cu casa. Dacă cumpără un teren care nu e... Dacă reușim să achiziționăm terenul din vecinătate, pe terenul din spate, nu. E sub cota de inundații, e sub iapa, nu... Nu, nu sper. Nu, eu nu cred că nu. Acolo un putor, domnul primar, nu merge vorba? Nu, nu. 5 ani nu poți construi în spate, te dau rădăi și bancă, e. Era bine de umplut când s-a recompărat. Da. Lucrat la pâl, atunci. Dar de unde atât? De colmatare, la pâl. Erau, au fost. Acolo sunt prea. Deși pare o suprafață mică așa ca să ridici cumva cota acolo, e mică. Ce suprafață de terenul ăla de sport? Păi, în total avem 3900 de metri în tot terenul acolo. Cred că cam jumătate, 1000 și ceva de metri, 1600 de metri. Nu, și nu se poate în loc. E zona inundare, sub cota de inundare, și nouă. Adică ar trebui niște lucrări suplimentare majore, ca să-l dă. Dar nu trebuie adus sub adică lucrurile în școala, nu? Nu, nu, nu. De asta zic, pământul care a fost, poate mai pe lanțul de ceva, se putea ridica cât de cât să treacă de acea cotă. Nu, 2 metri. Nu știu, doar pe fundații înalte, pe ceva. Nu știu, metru jumătate. Da. Da, cu mici spații, nu sunt de asta, zic, decât reabilitare, nu mai bine nu ține structura, să construim ceva. E da, așa, nici vă. Da. O să plece copiii. Să ne dezvoltăm pe vertical, da. Știu ce spuneți dumneavoastră, dar nu, nu cred. La fel ca și la școala 1. Da, și eu am supărarea asta, să știți că toate proiectele astea PNR, consolidare, reabilitare, dar nimic de construcții nou. Dar nu știu. Interesant ar fi să dai construcții noi. Noi avem terenul de să facem o școală nouă? Nu. Păi nu să avem. Doar dacă dăm școala monument istoric. Ce da, cine de la voi? Cine de la voi sunt monument istoric? Nu știu, n-am studiat, dar pot să nu știu. Să se poate în care... care pot fi luate și astfel de decizii, da? Mă repet, sunt numai lucrări de consolidare și de... Dar cu terenul ăla la unități acolo, care a fost discuția și vrea domnul Sandu, primar, domnul Parada, să-și părere. Cred că cu război acum nu mai... Nu s-au mai făcut nimic acum? Da, exact ce spune Vlad, acum adică cu război din Ucraina... Care cad? Nu mai dă nimeni. Început să-i vestească, să facă... Nu trebuie la discuție. În continuare să ne folosim. Deci mai sunt probleme la proiectul ăsta, mai nu sunt probleme la proiectul ăsta. Cine este pentru? Nu mai mișcă nimic. Abține? Ok. Ba da, avem o abținere. Îți fierți acum? A, este o abținere, da, da, da. Cândva, da. O abținere, domnul Carlos. Și o abținere, nu știu? De ce? De ce? Nu știu. Școală? Școală, da. Aici. Diverse, dar sunt înscrie la punctul din divers. Spune, patrimoniu. Intabulare patrimoniu. Asta zic să nu... Nu, nu, nu. Înscrie la discuții. Intabulare patrimoniu. Cine? Domnul nostru. La tractorul ăsta care l-avem la primărie, nu se poate adăuga o mătură din aia pentru sortul ăsta care rămâne pe străzi? Și să putem strânge, să intervenim, să strângem. Face un praf. Foarte fel. Da. Dar o trecut a fost o dată. Să strângem, să... Nu, să șperează și eu a fost. Am făcut un praf de... Exact. La... Cred că la recepția, la 5,4 km, tot așa am trecut pe deamnă, și de la ISC, au pus condiții să curățăm, toată, tot acostamentul, să se vadă exact marcajul rutier.
Doamne, dar nu pot să vă spun ce. Era Băgura, era un urmărim urmări și noi un timp ăsta când, când picul ălea, când și... Da, atunci ar fi bine. Dar știu că așa se făcea la vremea respectivă să luăm, nu-i chiar ieftin, e vreo 200 și ceva... Vă 20 și ceva de mii de lei, cred, dacă... De la un motor care vine... Da, care vine bine aplicat, cu tot, cu... Vine hidraulic, acțional. Da. Are și sistem de ăla de apă, nu are bazin de apă. Are bazin de apă, dar supra care scopește un pic ca să se omoare din ăla. Păi da, da. Ar fi foarte bun. Dacă vrem să facem marcajul, să fie nevoie. Da. Cum am eu, m-am gândit și eu, am spus de grea bună de spălat strada. Dar nu știu cum s-o adaptă. Mai trebuie să vă vorbim cu de mai diverse putem povesti. Avem un cisternă aia în curte acolo. Și aia, dacă ar putea adapta care la 6-7 tone de apă cât are cu un sistem de... Cu perii? Da. Nu neapărat cu perii, cred că și cu duzi la presiune. Nu, mai cu duzi, da. Destropit, nu despălat. Dar cred că e și dispărat, dacă forțează un pic de apă. Dacă vrei, Dar doar unde cumpărăm de spălat strada. De... 20 de km de asfalt. O să avem unde să o punem. Da, să le folosim. Dacă coverurile 2 km ăștia cu ce este... Am putea să achiziționăm. Deci dacă are și fiecare în fața cu mulții să... Dar nu iese, domnul primar, nu vedeți că nu iese. Nu iese. Sunt persoane care zbor și nu iese, dar... Sunt care doar 10 minute doar să... Da, exact. Dar nu iese. Nu iese. Vezi, da. Mergi pe stradă, unul, da, trei. Da, așa e. E bună ideea. Răzășii acolo la tine, am văzut, băi, să cunoaște care nu spune, da. Da, să mă dă acum. Da, fel și pe bani. Da, e și mult antiderapant, dacă mai sunt și alte probleme. De la școală, propunerea de a pune peste șanțurile existente un grătar ceva pentru a nu mai intra... Foarte bine aici, da? Și la mine, că acum, când am ieșit, chiar am văzut că e exact da, da. Dar da. Și la școală, când vin să nu mai intre în partea școlii, că fac lotul ăla... Părinții cu mașini. Nu mai intru cu mașini. Dimineața e dezastru ce-i țara. Și la prânz când vin să-și aducă copii. O să ne apucăm și de balastat și de cărani, niște piatră, mai punem niște sori, ceva, că e... Domnul ăsta, domnul ăsta, determinat. La școală nu merge cu niște parieri, domnul ăsta? Dar barieră pe ce? Pe gardul? Ba da. Dar mai sunt construcții de făcut. Mai sunt construcții de făcut. Dar mai sunt construcții de făcut și mă gândesc că... Se strică la de sport. Da, se strică. Sala de sport și consolidare. Bă, da, normal că după aia, da. După aia, după aia, da. După aia o să ne gândim la pavaj ceva acolo. Dar până atunci ce faci? Avem ofertă de la Contanie, doamna Vasilor. Scrie. Avem ofertă de la Contanie, undeva la 14.000 și ceva de lei, fără TVA, cred. 14.000 și ceva. Ce dimensiuni? Sau mai scumpit. Exact cum în sala, cum e la de la școală. Da, primărie, nu? Sau mai scumpit. Dar noi avem 25.000 de lei. Cred că ar trebui să, dar nu mai putem rectifica la vremea asta. Mi-am zis atunci că, păi mai facem o rectificare și o cumpărăm și pe lumină după. Ca să aibă și școala 2 o magazin, că aia pică pe ei. Noi să cumpărăm pentru școala 2 acum, să-l punem acolo. Mai pentru două, dar... Ne-am calculat la... La prețul de vechi. La prețul de vechi, da. Ce se depozitează în magazinul la școală? Acum, în momentul acesta, stăm cu cărți și tot ceea ce se numește material didactic, după dumneavoastră. Da, adică e făcut niște rafturi din mulțit, așa, de aglomerat. Eu, ce puțin, mă gândesc, am cumpărat. Păi, poți să monta niște rafturi frumoși și poți să fie rafturi, așa. Da, poți, dar așa unde? Alte probleme. O să achiziționăm unul. Nu știu, eu ai făcut să mă propune, domnule, fă două, dar banii să-ți dăm pentru altceva. Poate mai așteaptă la altul. Diferența de bani să-ți o dăm dasa de schimb de acord cu toți. Corect, da. La ăștia cu spărtare. Domn primar. O secundă. Da, mai avem niște. Pe drumul ăsta, județean 119B, s-a format acolo o groapă sus, chiar în pantă, da. Și se deteriorează din ce în ce mai mult. Am văzut și se deteriorează. Facem o adresă către Consiliul Județean ceva să
poate drumul județeni. Drumul județeni, da. Și aici am curs. Chiar e urât, dar chiar e urât acolo. Și aici am curs, dar le-am curs. Da, o să iau legătura cu cineva, la drumul județeni, să iei stic, băi, zic, bă, așa. Dar băieții nu repară că ai... Ar trebui să repare, pentru că toate segmentele astea de 119, cu la 119, au că au fost reparate cu covor asfalt. Acum, eu zic că e bine că s-a întâmplat. Da. Pune da. Noi, ce se deteriorează, deteriorează. Lăsăm la omul să repare. Dacă ar fi fost să pun un covor asfaltic, oricum avea să suporte greu traficul care e cu, da, cu lucrările astea. Cum se desfășoară activitatea în secolul? Activitatea merge în forță, deci chiar nu mă așteptam. Într-adevăr, cum am aflat și de la CNI, e firmă serioasă, deci merge în forță. Da. Merge în forță, lucrează, are material. Tot decopertat la Solodola, am auzit de acolo. Tot decopertat aproape tot strada. Da, da, toată strada Sobotol, da, au intrat și pe Vârceni și pe Viceului. Păi, nu știu să vă spun dacă termină Zanibar până în vară, dar la nivelul ăla care lucrează... Eu cred că în două luni de zile... Da, da, am fugit cu anul ăsta... Să ne ajute și vremea, exact cum spune Costel. Da. Ne ajute și vremea și, da, cum nu tu știi dacă poate să-mi scoate în două luni, trei luni de zile... Contract? Execuții? Un 24 de luni, nu știu ce au fost dragul, dar... Călure! Da, de la CNI, apreciez din partea dumneavoastră că au terminat cu întotdeauna cu mult înainte de termen. Adică merg foarte serios. Cu ori, poteți, tot, cu betoane, cu zidul de sprijin, cu podul ăla pe goale, cred că s-a apuce săptămâna ce vine. Proiectul ești cu rigori și cu podeți vântua? Cu rigori, cu podeți, cu... Toate. Da. Pugul, ce mai este Pugul, ce este? Cu Pugul am fost și săptămâna asta la Iași, am vorbit și cu domnul reprezentant din partea companiei, asta la unii când nu se dă, se lucrează intens la el. Partea asta de, mai avem de reglementat zona PIC, acolo, la intrare, ieșire din DN11. Cam acolo suntem, în rest rămâne pe varianta vechită a Pugului din 2009, nu se modifică mai nimic. Avem reglementat și cu Vasilii Păun și cu mine acolo, într-un sfârșit, s-au înțeles și și-au dat declarații notariale unul altul, să înțeleg, să intre unul pe proprietatea celuilalt, să aibă acces și cam aici e greuț, nu e... Pământul să de la armată? Ce să mai adică? Cum? Pământul de la armată, care mai discutat la un moment dat. Nimic. No. Da. E război. No. Ultima discuție cu domnul colonel Bulac, domnul de Dumnezeu, spunea că ar trebui să mai facem ceva solicitări, să vedem ce se mai poate întâmpla. Mare activitate nu au, dar vă dați seama, în perioada asta, când e alertă maximă vis-a-vis de ce se întâmplă în vecinătate, pe aici greu de crezut. Cineva stă să își pună viziunea acum la contribuții, dacă se dea telefonul, sau să nu știu. Dar ar fi foarte bun. Vă spun că eu și acum scoate 11 hectare. 11 hectare, deci doare... Vă primare, vă primare. Vă primare, vă primare. Vă primare, vă primare. Yes. Până vara. Yes, până vara, categorie. Dar acum la bazinul de apă, care-i soluția de pași? Nu, și atribuirea s-a pus de construire, era autorizat și a întors. Construirea și tot ce trebuie. La CRAB, licitația, ce aveți vreo la CRAB suntem până pe data de 6. Aveți vreo informație așa din culise? Da. S-au prezentat și de vasul? Nu s-au prezentat. Nu s-a autorizat pe nu, no, dar aici este urmată la contractă că se va face. Au o din asta de... O ecuație, nu ecuație, nu mă exprim bine. Cum aici, doamna, formule. Au o formulă de calcul, da, de ajustare. Dar care se pare că nici asta nu e suficient de mulțumitoare și atrăgătoare pentru constructor. Eu cred că nu sunt oameni care... Dar acum echipa, după ultima discuție pe care am avut-o la Ministerul Fondurilor Europene, s-au despărțit un pic apele, să zic așa. Suntem noi de Sini, Bălcescu de Sini, Fruitești la fel. Deci nu mai suntem la comun. E diminuată cumva suma per total proiect. Aici era problema, că nu se găseau constructori care să vină la licitații cu lucrări similare de valoarea respectivă. Dar se pare că nici așa nu... Singular, nu? Eu cred, după părerea mea, că fiecare modificare care se face,
trebuie să treacă printr-o etapă de licitație. Deci dacă ne-am despărțit, dacă suntem vizini, scoate la licitație așa, cu prețul respectiv. Pentru că se pune întrebarea. Dar dacă totuși venea cineva, adică s-ar putea găsi un cineva care să întrebe. Dar dacă totuși venea cineva. Control, da. Exact. Exact. Aici se scoate o dată așa. După perioada asta, până de 6 mai, dacă nu vine nimeni, o să actualizeze probabil și o să scoate de nou la licitație. Știți cum? Mă gândesc, noi lucrăm la asfaltare acolo, bine ar fi să iasă și apa și canalul. Nu știu, vom vedea. Mare Dumnezeu și...